Bună ziua, așa după cum vedeți, materialele pentru lucrările la nou gazon de la stadionul UTA au început să vină, documentația pentru autorizație este în evaluare, prin urmare, din octombrie ne apucăm de lucru. Hai UTA, la cât mai multe rezultate și cât mai bune, mai ales în deplasare, pentru că de acum nu vom mai juca acasă, ci mai mult în deplasare.